Rețetă excepțională de post, fără lapte și ouă, chet de post, cu vanilie și ciocolată. Pentru a pregăti această rețetă, aveți nevoie de următoarele ingrediente. Ingrediente pentru umplutură. 3-4 linguri cacao. 150 g de zahăr. 180 g făină. Un praf de copt. Sare. Vanilie. 240 ml apă fierbinte. 60 ml ulei. Ingrediente pentru blat. 100 g de zahăr. 200 grame făină un praf de copt, 240 ml apă fierbinte, esență de vanilie, 60 ml ulei. Mod de preparare. 1. Pentru început, avem nevoie de 2 poluri pentru prepararea compozițiilor. Amestecăm toate ingredientele uscate într-un bol, iar cele lichide într-un bol separat. 2. Amestecăm ingredientele uscate cu cele umede, atât pentru checul alb, cât și pentru cel negru. 3. Turnăm aluatul într-o formă de cot tapetată cu ulei. Coacem la temperatura de 170 de grade, timp de 35 de minute. 4. La final, decorăm cu zahăr pupră și glazură de ciocolată. Să-l savurați cu drag. Poftă bună! Abonați-vă să rămâneți la curent cu rețetele noastre, apreciați materialul și distribuiți canalul.